Tei. Toată vara la Metropola TV, proiect susținut de Siviero Maria, gelateria ta italiană. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Mă uit în jur și am o mică problemă. Nu îmi găsesc partenerul de emisie și nu știu unde este. Valentin! Vali! Bună dimineața, Georgia! Aici sunt, chiar dacă tu nu mă vezi. Bună dimineața tuturor! Eu zic să ne îndulcim așa puțin de dimineață și pe această cale am dorit să vă reamintim de faptul că sponsorul nostru, Siviero Maria, gelateria ta italiană, pune la bătaie în cadrul maratonului înghețatei până la finalul verii, în fiecare zi câte 2 kg de înghețată, bineînțeles pentru primul telespectator Metropola TV care ajunge aici la noi la post. Evident, după ce ajunge, nu s-a încheiat misiunea, trebuie să pună și un story cu înghețata pe Facebook, pe Instagram sau unde mai dorește domnia sa. Și trebuie să vă reamintim faptul, evident, și adresa, cum facem de fiecare dată. Sunt 4 astfel de cutii și adresa este Casa Presei, Corp A3, etaj 4, postul, bineînțeles, îl știți deja, Metropola TV, intrarea de pe strada Tipografilor. Georgia, știu că și tu ai învățat adresa la un moment dat. Am învățat și promit că data viitoare, când anunțăm această super competiție, voi spune eu adresa cap-coadă. Iar mai departe, acum că mi-am dat seama unde este Valentin, sunt convinsă că pot să-l chem alături de mine pentru că urmează rubrica Revista Presei. Valentin Gheorghe, un fel de Houdini al matinalului. Ia uite teleportat. Ce repede a apărut. Mă, cum am apărut aici așa repede? Măi, noi am descoperit deja formula pentru teleportare, dar nu o spunem tuturor. Nu știe nimeni. Da. Dar tot ce ai pregătit tu pentru rubrica Revista Presei merită aflat. Sunt informații importante. Da. Păi, în primul și în primul rând, hai să vorbim despre trenuri. Pentru că de când s-a scumpit benzina, mai mergem și cu trenul. De ce râzi? Era și o melodie. Ți-a venit în minte o melodie? Da. Păi, de când s-a scumpit benzina, tot aveam noi festivalul ăla de ieri, nu mai spunem acum. Nu mi-a mai plimbat Regina. Regina, ai văzut? Da, de la 1 iulie, adică de astăzi, se scumpește și trenul, domne. Că trebuie să urmeze și ăsta trendul inflației, n-a venit să facem mai. El merge pe energie electrică, s-a scumpit și aia, nu e chiar așa. Nu, și aerul să se scumpească la un moment dat, am impresia. Și uite, avem niște exemple foarte drăguțe pe care le-au dat domnii de la Gându. O călătorie București-Constanța, că e vară, vrem toți la plajă, vrem toți acolo cu un cocktail, va costa 67 de lei cu Interregio. De la 55 de lei, cât costa înainte, deci 12 lei și... Nu, 11 lei și 30 de bani în plus. Îi dăm, nu-i luăm. Deci nu e bine. Da, da, uite, rămâne în continuare varianta de a merge 4 oameni în mașină, 67 de lei ori 4, scoți drumul până la mare. Mă, da, așa e. Cu aer condiționat, dacă mergeți cu 5, muzică, cu atât mai mult. Cu bagaje. Ăla al 5-lea deja ia de mâncat și de băut pentru restul. Că rămân bani, da, dacă mergi la consum și nu încalci limita legală de viteză. Până la Constanța, unde e o distanță rezonabilă, dar zi mai departe, pe distanțe mai lungi, cred că e mai avantajos tot. Da, uite, CFR Călători informează că începând cu rata așa, vor fi puse în aplicare prevederile ordinului de la domnul ministru al transporturilor și infrastructurii, cu numărul 548, bla, 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 așa, privind aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători. Măsura vine în sprijinul redresării și echilibrării activității economice a tuturor operatorilor de transport feroviar, nu și în sprijinul buzunarilor noastre. Dar, în fine, trecem peste. Știi că toată lumea se plânge de chestia asta, că s-a mai scumpit o dată trenul anul trecut cu câțiva lei, dacă nu mă înșel. Doamne, dar ce condiții avem? Măi, și cumva au dreptate, nu poți să-i contrazici. Când ai mers ultima dată cu trenul? La noi, în 2017. Cred că și eu... Nu, cred că mai recent. Te-am povestit cum e în Italia, ca să zic așa, când am mers cu trenul peste tot, super conectivitate, aer condiționat, băile sunt, nu impecabile, decente. Dar sunt mult mai curate utilizabile decât la noi. Exact. Da, da, deci de asta se plânge toată lumea că se scumpește trenul. Măi, aș fi de acord să-l facă cu 50% în plus față de cât e acum. Dincolo de asta, ai loc pentru cărucioare, ai loc pentru biciclete, loc special dedicat, adică nu intri cu bicicleta și te plimbi așa pe... culoar. Asta zic. Deci, ok, prețuri mai mari, dar am vrea să vedem și ceva diferențe la calitatea, la confort și la calitatea transportului. Wi-Fi.
prize în tren, ți-ai cașt telefonul. Deja vorbim de nave spațiale deja. Deci deja nu mai... Și au și camere de luat vederi și au și un monitor și arată din fiecare vagon, așa, din timp în timp, imagini. Și te vezi acolo la televizor. A, ce tare e asta. Vezi, au și eu o zonă așa de entertainment, poate, de... Nu, și eu v-am smincat telefonul de câteva ori când am mers cu trenul și nu știu cum am... Poate merg prizele, dar am avut eu ghinion să prind prizele funcționale. Ești tu drăguț. Da. Nu generalizăm. Că ar fi toate așa, Doamne ferește, nu știu. Eu zic că suntem puși pe economie și de undeva de acolo, din față, din locomotivă, face pâc și au oprit prizele. Nu? Ce trebuie, mă, curent? Luați-vă baterii externe, ce e atâta curent electric. Curentul costă și mai și poluează. Da, ok, uite, hai că tot să stăm un pic așa în zona asta de bani. Guvernul a decis două puncte. Plata ratelor bancare poate fi suspendată. Cine poate beneficia? Am mai spus despre treaba asta că nu este cel mai bun business, nu e cea mai bună afacere pe termen lung, pentru că toate ratele alea te aleargă, știi, cam Bugs Bunny când îl alerga ăla cu pușca, la un moment dat îl prinde. Fuge, da, până la urmă vine... Nimeni nu o să moară din chestiile astea, dar te prinde la un moment dat vânătorul cu pușca. Poate fi suspendat ordonanța de urgență, așa, prin care oamenii pot amâna plata ratelor, a fost aprobată în ședința de guvern, a anunțat domnul Adrian Căciu, ministrul de Finanțe. Persoanele juridice care vor să-și amâne ratele trebuie să demonstreze că în ultimele 3 luni au avut pierderi de cel puțin 25%. Deci nu e de parcă poți tu n-ai avut pierderi, dar să te gândești, bă, lasă că amâna cu ratele, fac eu niște investiții cu banii ăia și plătesc eu mai încolo, nu merge așa. Trebuie să dovedești că ai avut niște pierderi. Și la fel și persoanele fizice care doresc amânarea ratelor, trebuie să demonstreze că le-au crescut cheltuielile lunare cu 25%. Bă, la persoane fizice cred că nu e atât de greu. Poate prin bonuri de carburant? Crezi că o merge? Depinde, merge. Da. Depinde. Facturi? Facturi before and after? Niște comparații? Foarte multă hârțogăraie pentru o vastă libertate pe care ți-o oferă amânarea asta. E o iluzie. Pericolo de a orice, la un moment dat tot trebuie să plătești. Dar românul, bă, e vară, bă. Bă, plec și eu în vacanță, lasă cu ratele cu astea. Vedem noi din toamnă ce se plajă. Mai întâmplă. Mai iau o pungă de semințe. Da, mai bea o bere, mai iau ce o cremă de soare, mai iau un colac la copil, nu știu, văd eu ce fac cu banii ăia, dar... Da, nu este cea mai bună afacere, repet. Șeful de la Finanțe a enumerat câteva alternative pe care clienții le au. Trecerea la dobândă fixă, trecerea la un indicator, de la un indicator la altul, respectiv de la robor la IRCC, sau refinanțării. Rescadențării sau restructuri de credite. Da, în fine. Sunt mai multe variante, niciuna nu o să te ducă pe termen lung pe... Vrei să pierzi. Ori îți aduni actele și te apuci și faci partea dosarul cu șină. Da, cu șină. Ori te duci frumos și cauți un mediator și faci o refinanțare și vine și te ajută și ține partea și e super multă corectitudine. Sau strângi cumva din dinți, să și spunem. Și nu faci nimic. Nu ceva. Și plătești ratele la timp. Și aia e. Da, nasol să ne ajungem să ne împrumutăm pe la prieteni să plătim rata, că tot împrumut se cheamă și ăla. Da, dar totuși dacă facem bani în plus, da, și ca să ne facem, să ne plătim ratele și nu-i declarăm la domnia aia cu 4 litere AK ANAF, aceștia anunță că de la 1 iulie cam încep controlele. E avertisment la nivel național. Ei, să știe. Domne, 1 iulie, e vacanță. Aia e vacanță, unde vin ăștia peste mine să mă controleze. Nu, știi, cumva eu susțin foarte, foarte mult chestia asta, pentru că cred că zilnic, sau poate exagerez o dată la două zile, găsim știri despre nu știu care om de afaceri, care a mai fost prins cu evaziune fiscală, cu eu știu ce manevre și învârteli din astea specific românești, prin care nu a declarat niște bani la stat. Și statul pierde niște bani prin treaba asta, că statul trebuie să-și suplimenteze bugetul și noi să beneficiem de anumite chestii din taxele oamenilor, nu-i așa? Da, just. Deci, domnii de la ANAF încep controlele. Șeful de la ANAF, Lucian Heiuș, a venit recent cu ultimele precizări înainte de startul controalelor. Și citez. ANAF-ul desfășoară controale pe multe segmente. Tot pe lunile iulie-august vor intra în control 135 de mari contribuabili, firme care sunt administrate de Direcția Generală a Marilor Contribuabili. Adică ea l-a puricat și persoanele fizice, ANAF-ul, cum evident este normal, dar și firmele mari și foarte mari, care au de plătit cu multe zerouri la stat și care poate, cine știe, unele dintre ele au omis din erori de contabilitate sau poate au omis intenționat, nu se știe, anumite plăți. ANAF, în principiu, nu bate, nu omoară pe nimeni. Vine și își face treaba. Te controlează dacă ai dat banii, frate. Adică, știi... E dreptul lor până la urmă. Noi, parcă așa, românul când aude chestia asta, mamă, că vine și te dă...
de fapt, nu cred că ai de ce să te temi dacă ți-ai plătit taxele la zi și ești un om corect și un cetățean european, să spunem așa, cu acte în regulă, n-ai de ce să te temi. Dar. Rămânem în zona ANAF și mergem la criptomonede. Opa! Că aici începe reglementarea. Sunt niște cifre foarte drăguțe, o să le vedem imediat. ANAF a pus ochii pe românii care au câștigat bani din criptomonede. Pentru retragerile pe care tu le faci din criptomonede, ai o taxă, niște știu eu, de undeva la 10%. Adică este un impus ceva mai măricele, că la jocurile de noroc mi se pare că erau 1 sau 2% ceva pe acolo. Wow. La criptomonede e 10%. Dar tu trebuie să ții cont de câți bani ai investit, după aia să faci comparație cu câți bani ai retras de acolo și dacă venitul depășește un șuc de salarii, atunci ai niște taxe în plus. Mă rog, sunt niște combinații din astea dubioase, dar certe faptul că dacă faci retrageri din venituri pe care le-ai obținut în urma tranzacționării de criptomonede, trebuie să le declari la stat și să plătești taxe pentru ele. Cât fair, se enough. Fair enough. Fair enough. Ai, mă, 10%, pe bune. Mă, e mult. E foarte mult. În perioada, atenție, 2016-2021. Deci dacă când era Bitcoin-ul pe val, dacă ai fost și tu pe val și te-ai gândit că valul ăla e numai valul tău și nu-l vede nimeni, ANAF-ul trăsea și el a 10-a parte din, din acel val pe care ai fost tu în perioada asta. Sunt circa 48,67 milioane de euro omiși de la declarare, parțial sau integral. Până în prezent, pentru recuperarea obligativităților fiscale nedeclarate, au fost emise decizii de impunere pentru o sumă totală de circa 2,1 milioane de euro, spun domnii de la ANAF. Și mai mult decât atât, inspectorii antifraudă spun că vor continua să verifice și veniturile din piața de profil a criptomonedelor, inclusiv cele provenite din minarea criptomonedelor. Știi cum se realizează treaba asta? Cumperi tu niște servere, niște calculatoare de la super deștepte, le pui pe balcon sau într-o hală dacă ai ceva mai mulți bani. Curentul foarte mult, iar acele dispozitive lucrează pentru tine pentru a mina Bitcoin. Practic exact ca un miner care sapă, face niște algoritmi acolo și îți dă la un moment dat o recompensă, să spunem așa, în Bitcoin. Dacă ai făcut, dar știi cum, cred că e o discuție cu dus și cu întors, pentru că tu plătești la stat doar în momentul în care retragi. Dar dacă eu îi țin în contul meu de pe exchange și eu am 1 milion de euro în Bitcoin, dar nu îi retrag niciodată. Trebuie să-i retragi la un moment dat, când ți-e frică să nu cumva să scadă vertiginos moneda. Sau dacă fac, sau dacă plătesc în Bitcoin niște servicii, niște lucruri. Pizza, spre exemplu. Vine Neon și mă ajută să-mi zugrăvească și el zice, da mă, eu accept Bitcoin. Sigur. Și eu îi dau lui Bitcoin. Sigur. Atunci cred că la un moment dat se va reglementa și partea asta. Domnule, ANAF o să găsească o soluție și pentru chestia asta, să controleze cumva și portofelele electronice. Dar momentan vedem, vorbim despre retrageri. Când va găsi o soluție să le controleze, ele nu vor mai fi funcționale și viabile pentru că își vor pierde magia. Da, cumva libertatea asta te atrage. O parte din magia criptomonedelor e și că e într-un sistem așa underground, fără control guvernamental, fără o piață liberă bazată pe cerere și ofertă. E cumva, da, urmează să vedem. Sperăm să nu fie foarte, foarte rapid reglementată, să mai avem și noi timp să facem și noi un palat, domne, să luăm și noi iahtul ăla la care visăm de atâția ani. Da, nu, glumesc, nu o să ne luăm niciodată iahtul ăla. Ia să vedem unde mă duce acum. Dar uite, cei care sunt tari în criptomonede, cu siguranță cunosc foarte bine informatică. Și aș vrea în dimineața asta la matinal să... Uite, vezi, n-am avut chestii foarte negative astăzi. Da, am niște majori de prețuri, niște chestii, dar uite, vreau să promovăm, mă bucur foarte mult că am dat de știrea asta. Este vorba de o profesoară din Prahova care a creat un Silicon Valley. Foștii elevi lucrează la marile companii IT din lume. Ce frumos! Felicitări, doamnei profesoare! Dumnezeu, cred că a câștigat, am înțeles, peste 100 și ceva de medalii la concursuri naționale și internaționale cu elevii ei și mi se pare foarte, foarte tare, uite, la Olimpiadele Naționale și ele Internaționale de Informatică. Secretul succesului stă în încrederea pe care le-o dă că pot face orice își propun. Munca în echipă și exercițiul permanent care le menține vie pasiunea. Știi, cred că găsim destul de rar, n-aș vrea să judec așa la grămadă, dar cred că găsim destul de rar profesori care să aibă astfel de rezultate și să promoveze așa o mentalitate sănătoasă, știi? Nu sunt rari, să știi. Uite, la mine în liceu erau vreo 3-4 astfel de profesori care făceau performanță cu elevii lor la Olimpiadele Naționale, doar că nu sunt suficient de mult promovați. Poate nu e suficient în lumina reflectoarelor. Da. Noi ne îngrijorăm de alte lucruri și uităm să ne uităm și la aspectele frumoase pe care le avem în viața noastră, în țara noastră. Asta, de fapt, e problema. Eu, din proprie experiență, pot să spun că am întâlnit 4 astfel de profesori. Nu e o cifră
micuță. Nu, dar pentru, având în vedere că experiența unui singur elev, adică a ta, 4, e un număr destul de mare. Da, și eu nu am luat contact cu toți profesorii din școală care predau la clase. Cred că am avut vreo 2 în total, școală generală plus... Uite, 6, 2 școli diferite. Da, dacă da, ne apucăm acum să căutăm, da, zic doar eu că uite, facem poate ai de toate și 150-200 de profesori. Dar doamna chiar a făcut ceva spectaculos și mi-ți pare și foarte amuzant că este Silicon Valley și Valea Prahovei. Exact. Dacă le dăm încredere, pot face lucruri fabulos de profesioniste, spune doamna profesoară. 15 dintre elevii coordonați de Daniela Lica au fost admiși în ultimii 10 ani la cunoscuta Universitate Cambridge. Adică, wow. 10 pare un număr mic, 15 pare un număr mic. Dar oricum dar ei sunt foarte puțini cei admiși într-un foarte, an. Foarte puțini admiși la acea universitate și este și modestă, doamna spune. Nu aș putea spune dacă am făcut ceva special. Cu siguranță am învățat la propriu alături de elevii mei și am avut mereu încredere că am un elev, un partener. Știi, cred că și asta e foarte important, să nu tratezi elevul, poate și tu ai pățit, nu știu, profesor care te tratează cu o oarecare superioritate. Un profesor care vine la nivelul tău și e dispus și el să învețe la tine și tu de la el să fiți ca o echipă pe acest drum al formării tale, cred că, nu știu, cântărește foarte mult pentru un elev. Așa e, așa e. Eu cred că ai nevoie și de o tipologie de profesor și de cealaltă. Și cel care se coboară la nivelul tău și îți arată că ești important și merit și poți, și cel care te tratează cu ceva mai multă superioritate, pentru că te învață să te raportezi la experiența profesională și de viața unui om și să-i acorzi respect. Încă dai de fel de fel de oameni în viața asta. Da. Și te antrenează cumva. Da. Da, putem să o primim și așa. Important e să fii foarte adevărat. Cu ochii deschiși și să deschidem bine ochii și să aflăm și ce culori se poartă vara asta. Eu aș miza pe alb, chiar dacă nu e o culoare, e o non-culoare, dar ne salvează de cele mai multe ori din situații nefericite. Eu zic roșu. Eu zic roșu, nu știu de ce am eu așa. Roșu, da. Și când vine vorba de păr, tot roșu? Mergi pe roșu? Mergi pe roșu. Zi. Hai să zicem. Bine, eu recomand blond când vine vorba de păr, tot așa pe principiu, cea mai deschisă culoare, dar aflăm imediat care sunt aceste tendințe. În ultimii 2 ani, culoarea blondă a părului a dominat în rândul preferințelor femeilor. Dacă în urmă cu câțiva ani blondul clasic era preferatul doamnelor și domnișoarelor, în 2022 acesta a căpătat o gamă largă de nuanțe. De la blond platinat până la cele mai excentrice șuvițe sunt cele mai căutate în saloane. Iar în materie de tunsori, stiliștii recomandă anul acesta părul scurt sau coafiuri care să ne pună în valoare trăsăturile. Se poartă și naturalul, se poartă șuvițele, se poartă baleajul, foliajul, se poartă culorile calde. În ultimii 2 ani, toată lumea s-a ferit de culori care necesită întreținere constantă din cauza pandemiei de coronavirus. Acum însă, trendul s-a schimbat. De ce ai ales blond? Pentru că am un ten foarte deschis și șade mult mai bine blondul decât un șaten mai închis. Blond sau brunet? Blond. Blond. Am fost și brunetă, și roșcată. Și într-un final... Ați optat pentru nuanța aceasta? Da. Foarte da. Frumoasă. Mergeți la coafor? Da. De câte ori pe săptămână? Nu, pe săptămână. La lună. Pentru cele care își doresc o schimbare radicală de look, trebuie să se consulte cu un specialist înainte de o nouă tunsoare. Anul acesta se poartă părul scurt. Stiliștii recomandă tunsoarea pixie și bobul. Aceste două întineresc extrem de mult, semnifică feminitate, dar și jovialitate. Însă nu sunt puține cele care nu vor renunța la părul lung. Pentru aceste cazuri, în 2022, specialiștii sugerează să optăm pentru tunsorile stratificate, care ajută la obținerea volumului dorit. Și tunsorile în linie dreaptă sunt recomandate pentru sezonul următor și asta pentru că au numeroase avantaje, precum faptul că ajută părul să pară mai gros și mai des. Se poartă boburile, se poartă părul lung, se poartă ușor în scări, texturat și bretonul acela un pic mai lung. Contează foarte mult dacă are răbdare să-l aranjeze acasă, pentru că e important să alegem o tunsoare încât atunci când îl facem singuri acasă să fie ușor de aranjat. Este super! Sunt pregătită să ies în oraș!
Doamnele și domnișoarele care vor o schimbare trebuie să știe că prețurile în saloane sunt stabilite în funcție de lungimea părului. Tu ai preferințe ciudate când vine vorba despre filme? Mă, să știi că îmi plac filmele horror și îmi comediile. Filmele cu vampiri, cu vârcolaci, cu magie. Ai rupt Twilight-ul. Da, da. Chiar da. Da, și multe alte astfel de filme. Mai este și ceva Legacy de după Twilight. E o chestie. E universul tău ăsta. Este. Și abia aștept să văd despre ce este vorba în cel mai recent film despre vampiri, The Invitation. Păi să știi că acolo joacă și o domnișoară care a jucat în Fast and Furious. Opa, opa. Da. Cine e vorba. Ia să vedem. Wow, ce film! Practic le îmbină pe amândouă. La și horror și vampiri. E și thriller, așa, ești puțin horror. E și cu vampiri, cum îți place ție. Dar a fost foarte emoționant ultimul meci jucat de Simona Halep cu Kristen Flipkens, care este locul 190 WTA și care a avut meciul de retragere alături de Simona Halep. La final, deși aceasta a pierdut, a îngenunchiat pe teren, a sărutat terenul și la final a dat și un interviu în care a spus că a fost o onoare să piardă în fața Simonei Halep, o mare campioană. Mie deja sunt încă emoționată. Cu siguranță e un moment emoționant pentru orice sportiv, momentul retragerii. Să te retragi la victorie, Wimbledon. Că e înfrângere, cred că nu mai contează. E cel mai mare turneu de tenis și s-a întâmplat acolo. Da, eu zic să ne spună și colegul nostru, Gabriel Maricescu, ce alte informații noi aduce lumea sportului. Bună dimineața pe această cale. Bună dimineața! Bună dimineața! Da, pentru noi ăsta a fost evenimentul principal al zilei de ieri, din punct de vedere sportiv, jocul Simonei. Recunosc că nu aveam la început informații că Flipkens se va retrage după acest turneu din tenisul profesionist. Știam, doar anticipam că Simona este mare favorită, având în vedere și vârsta adversarei, 36 de ani. Nu neapărat vârsta o făcea pe Simona favorită, dar, mă rog, a fost un meci complicat în care Simona a făcut 5 game-uri consecutive și în primul set și în cel de-al doilea ca să revină după ce era condusă și s-a impus în două seturi. Dar la final, ea ne-a explicat într-un fel de ce a avut aceste oscilații, pentru că a fost foarte emoționată înaintea meciului ea, știind că va juca în fața unei sportive care pe vremuri i-a pus ceva probleme și care e clar că încerca să dea tot ce poate mai bun la meciul de retragere, pentru că orice meci putea fi ultimul. Sigur, dacă ultimul ar fi o victorie, ar însemna să câștigi turneul, fie că vorbim de simplu, fie că vorbim de dublu. Flipkens va continua la dublu, e încă acolo. Spunea la finalul partidei de ieri, întrebată fiind și ce urmează vacanța, zice nu, urmează meciul de dublu și după ce voi termina și cu dublu, voi merge la Ibița. Ne-a și anunțat unde își va petrece vacanța. Simona a vorbit și ea, a fost un final de meci la care au vorbit două sportive, de obicei doar la finala unui turneu se întâmplă așa. Ei, a vorbit și învingătoarea Simona și a vorbit, bineînțeles, și sportiva retrasă. A fost chiar o atmosferă minunată, dar am înțeles de ce a fost atât de frumoasă, pentru că Flipkens este o sportivă foarte îndrăgită în circuit. Sunt fete grozave și băieți grozave în circuit, sunt tipi indiferenți și sunt tipi de nesuportat. Bimboline, primadone și altceva. Ei, Flipkens face parte dintre cei mai popular sportiv din circuitul de tenis. Altfel, sigur, noi ne bucurăm pentru victoria Simonei, sperăm foarte tare și la turul următor, pentru că adversara este inferioară, Magdalena Frech din Polonia, dar asta nu înseamnă că meciul e câștigat dinainte. Din păcate, așa cum am anticipat, doar în Simona ne putem pune speranțe mari cu adevărat. Sigur, e și Irina Begu acolo și ea calificat în turul 3. Astăzi va juca un meci care poate fi extrem de greu sau poate fi chiar lejer, pentru că adversara, Elena Ostapenko, are o mare calitate, dar și o mare hibă.
ori intră tot și nu ai ce să-i faci, ori greșește tot și atunci e o pâine de mâncat. Sperăm să fie cea de-a doua variantă. Spuneam, din păcate, doar cele două continuă, pentru că niciuna din sportivele noastre n-a reușit să provoace surprize la acest Wimbledon. A fost foarte aproape în primul tur Gabi Ruse să o elimine pe Coco Gauff și chiar ar fi putut, chiar regret așa ca iubitor de tenis, care am văzut meciul, că nu a profitat de momentele în care putea face pasul câștigător. În schimb, aseară, Mihaela Buzărnescu n-a avut nicio șansă în fața aceleiași Coco Gauff, un meci pierdut cu 2-6, 3-6. A fost eliminată și Irina Bara, dar tot așa în fața Badosei nu prea avea pretenții, în timp ce Ana Bogdan a reușit un singur set echilibrat, cel de-al doilea, în fața câștigătoarei de Wimbledon, e vorba de Petra Kvitova. Și cam asta e cu aventura la simplu a jucătoarelor noastre. Continuăm, evident, să urmărim turneul, nu doar pentru sportivii noștri, ci și pentru ce se întâmplă, spre exemplu, pe tabloul masculin, unde continuă și Djokovic și Nadal, dar ne uităm și la Iga Swiatek, marea favorită a turneului feminin, care ieri, deși a obținut cea de-a 37-a victorie consecutivă anul ăsta, a pierdut un set. E deja un eveniment când Swiatek pierde un set. Ba mai mult, a pierdut un set în fața unei sportive venite din calificări. Atât despre tenis. Astăzi începe marele tur al Franței, marea buclă, turul ciclist al Franței, cea mai importantă competiție ciclistă a lumii, alături, desigur, de turul Italiei și cel al Spaniei. Este o competiție în care se vor bate pentru tricoul galben doi sloveni. Da, micuța Slovenie cu cicliști și schiori de poveste. Asta oferă lumii sportive, în primul rând, Slovenia în momentul ăsta. Și tot pe roți, dar pe patru, nu pe două, încep astăzi antrenamentele oficiale la Silverstone pentru marele premiu de Formula 1 al Marii Britanii, cu o cursă programată duminică la ora 17 și cu un scandal destul de mare în jurul favoritului local, l-am numit pe fostul acum campion mondial, pentru că actualul este Verstappen, l-am numit pe Lewis Hamilton. Dar vom vedea ce se va întâmpla. Un pic mai încolo, la Sport Total FM, vom avea un interviu cu șeful sindicatului fotbaliștilor din România, Emilian Hulubei, pe un subiect al naibii de important, pentru că astăzi, la adunarea generală a Ligii Profesioniste de Fotbal, ar trebui să se adopte o decizie în ceea ce înseamnă controlul financiar al cluburilor din Liga 1, ca să nu mai avem un sezon de băcănie, de nepomenit toată planeta, așa cum a fost 2021-2022, când două echipe practic au jucat fără să aibă vreun obiectiv. Vorbim de Clinceni și Gazmetan Mediaș. Dar mai multe sper să aflăm de la Emilian Hulubei peste câteva minute. Deocamdată atât, prieteni. Toate bune și un weekend plăcut vă doresc. Mulțumim tare mult, Gabriel, pentru aceste informații. Mergem și noi mai departe, tot cu informații. Să vedem niște știri, că parcă n-am văzut destul dimineața asta. Să ne informăm. Sute de credincioși ortodoxi au participat în orașul voluntari la un eveniment mult așteptat. Brâul Maicii Domnului a fost adus pentru a cincea oară la Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva. În plus, în premieră a fost adus și un fragment din moaștele Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor. Creștinii s-au adunat în număr mare pentru a se ruga la Sfintele Racle. Să întâmpinăm brâul și să ne rugăm pentru sănătate, fericire, înțelegere și pace în lume. Doar atât. Mai mult nu vrem, avem de toate. Să fie liniște în țară și peste hotare, în toată lumea, să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși, le trecem cu bine. Am venit un pic mai devreme, un sfert de oră mai devreme, și o să așteptăm cât până se termină ceremonia. Potrivit tradiției bisericii ortodoxe, cinstitul brâu a fost sesut din fire de cămilă de însăși Fecioara Maria, care i l-a dăruit Sfântului Apostol Toma. Brâul a fost mutat din Ierusalim în cetatea Constantinopolului în secolul IV, când împăratul bizantin Arcadie l-a așezat într-un sipet pe care l-a numit Racla Sfântă. Timp de 4 secole, Racla n-a mai fost deschisă. Se spune că pe vremea împăratului bizantin Leon cel Înțelept, în
în secolul X, sfânta relicvă a fost scoasă din raclă cu scopul de a o vindeca pe împărăteasa Zoe. În semn de recunoștință, aceasta a brodat brâul cu fir de aur. Două veacuri mai târziu, brâul a fost împărțit în fragmente care au fost dăruite mai multor biserici. În anul 1813, în timpul domniei lui Gheorghe Caragea, brâul Maicii Domnului de la mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos a fost adus în țara românească pentru oprirea epidemiei de ciumă care a decimat populația. Acestea sunt doar două dintre numeroasele mărturii despre vindecările minunate atribuite Sfântului Odor de-a lungul timpului. De altfel, pentru vindecări, ajutor, iertare de păcate, dar și pentru recunoștință față de Sfânta Născătoare de Dumnezeu, au venit credincioșii care au înfruntat canicula. Pentru miile de pelerini așteptați în aceste zile la parohia din voluntari, a fost pregătit un program liturgic special. În fiecare seară la ora 17 o să fie vecernie și acatistul Maicii Domnului, iar dimineața o să fie liturgie. Iar punctul culminant o să fie duminică, când vom avea slujba arhierească, pentru că va veni un episcop de la Patriarhie și împreună cu soborul de preoți să facem Sfânta Liturghie și să ne rugăm ca să avem pace, să avem liniște, să avem bucurii, să avem bunăstare. Ortodoxii evlavioși au așteptat cu nerăbdare acest eveniment special după 2 ani de pandemie în care restricțiile au împiedicat organizarea de astfel de manifestări. Oamenii au așteptat ore în șir pentru a se închina cu pioșenie atât la brâul Fecioarei Maria, cât și la moaștele Sfântului Stelian, cunoscut pentru ajutorul acordat în special copiilor mici. Momente de deosebită bucurie pentru noi orășenii din orașul Voluntari, mai ales după perioada de 2 ani de pandemie în care nu s-a mai organizat niciun astfel de eveniment. Aceste zile vor fi pline de încărcătură spirituală, mai ales că în fiecare zi se vor săvârși slujbe, atât dimineața cât și seara, iar credincioșii vor veni să se închine cu evlavie atât brâului Maicii Domnului cât și moaștelor Sfântului Stelian pentru a dobândi vindecare, sănătate sufletească și trupească. Fragmentul din brâul Maicii care a ajuns la voluntari este adus de la mănăstirea Catoxenia din Grecia. Trebuie să ne bucurăm de această onoare. De asemenea, pe parcursul acestor zile, pelerini din județul Ilfov și cred că și din celelalte județe ale țării vor veni să se închine, să se roage la Sfântul Brâu al Maicii Domnului și la moaștele Sfântului Stelian, ocrotitorul tuturor copiilor. Evenimentul religios este organizat de Primăria Orașului Voluntari pentru a 5-a oară. Cinstitul Brâu al Maicii Domnului este expus spre închinare până duminică seară, până la ultimul pelerin. Guvernul a aprobat ordonanța pentru compensarea cu 50 de bani pe litru a carburanților. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că nu se știe exact când se vor vedea ieftinirile la pompă, pentru că benzinăriile au nevoie de timp să actualizeze sistemele fiscale, deși ordonanța intră în vigoare la 1 iulie și va produce efecte până la 30 septembrie anul acesta. Astfel, pentru o reducere de preț de 0,5 lei pe litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, statul va compensa 25 de bani per litru, iar restul de 25 de bani va fi reducerea comercială aplicată voluntar de lanțurile de benzinării. În cazul în care vor exista alimentări de mai puțin de un litru, atunci reducerea de preț și compensarea se vor acorda proporțional. Eu mă aștept ca în perioada următoare, imediat următoare, să vedem în piață, să vedem companii care aplică această ordonanță. Sigur, probabil că o să mă întrebați cât credeți, să le lăsăm totuși un termen scurt, evident, de în așa fel încât sistemele fiscale să poată fi actualizate și să poată să reflecte aceste modificări. Secretarul de stat în Ministerul de Finanțe, Mihai Diaconu, a explicat că s-a urmărit stabilirea unui mecanism facil de aplicare a ordonanței, dar detaliile birocratice urmează a fi stabilite până la 15 iulie. În termen de 15 zile de la aprobarea ordonanței maxim, printr-un ordin al președintelui ANAF, se va stabili modelul declarației pe care trebuie să o depună operatorii economici care comercializează carburanți, iar ulterior compensarea se va face cu obligațiile fiscale ale acestora.
prețul redus va fi afișat atât pe totemurile benzinăriilor, cât și pe bonurile fiscale. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dan Cărbunaru, a subliniat că orice creștere nejustificată de prețuri și orice acțiune speculativă vor fi sancționate. Cărbunaru a mai spus că angajații ANPC sunt pregătiți să preia sesizări, mai ales că există ordonanța privind specula. Nu există însă cifre și precizări concrete în ceea ce privește modul în care se vor aplica ordonanțele și cum se vor face analizele legate de speculanți. Cu siguranță, cei mai așteptați pepeni sunt cei de la Dăbuleni, iar în piețele din capitală deja au fost scoși la vânzare. Producția românească câștigă teren în fața pepenilor de import. Cel mai bun anotimp pentru a consuma acest fruct este vara, atunci când este sezonul. Fermierii spun că anul acesta totul s-a scumpit foarte mult față de anul trecut. Costurile de producție au crescut ca urmare a majorării prețului la energie electrică, îngrășăminte sau carburant. Pentru noi este totuși bine că avem un loc pe piață, pentru că la Dăbuleni marfa este foarte ieftină, vin cei bișnițarii care se ocupă și ia la un leu și deci ei câștigă mai bine decât țăranul care muncește și poate nu-și acoperă investiția. Cum vi se pare, de fapt, anul acesta după pandemie? Este mai greu. Investiția foarte mare, benzina, motorina foarte scumpă. La Dăbuleni. Cum merge vânzarea, domn? Foarte prost, foarte prost. Investiția e foarte mare și vânzarea nu merge, nu are lumea bani. Nu știu ce vom mai face. Unii cumpărători își aleg singuri pepenii, alții merg pe mâna producătorilor. Cum alegeți pepenele? De unde știți că este roșu și dulce și gustos? Ei, mai ciocănesc puțin, are un sunet anume. Mă mai uit și la culoare și la coadă. Care sună gros e foarte bun. Care sună subțire nu e bun. Cât este kilogramul? Cât dați pe acest pepene? 25. Cum vi se pare prețul? Odată la de două ori pe an merită. Nutriționiștii ne sfătuiesc să consumăm pepene roșu pe timpul verii. Are numeroase beneficii pentru organism și, în primul rând, hidratarea, pentru că are un conținut foarte mare de apă. Recomandă asta, pepenul roșu să fie mâncat ca atare. Putem începe cu el la micul dejun sau putem să avem o cină de pepene roșu. Sau să-l avem la gustările de peste zi. O cură de pepene roșu ne poate ajuta să eliminăm mai bine, pe lângă toxinele din organism, și microlitiază. Pepenele roșu este unul dintre fructele cele mai sănătoase pentru organism. Da, aș mânca un pepene roșu, că mi-e răuț. Mai ales de pe căldurile astea. Da, uite, este... dimineața asta a fost chiar puțin mai răcoare. M-am bucurat. Nu vine să cred că zic asta. M-am bucurat de răcoare. Wow, asta e o premieră, dar da. Să vedem ce vești ne aduce Romina despre temperaturile zilei. Bună dimineața! Bună dimineața, e bine, temperaturile se mențin ridicate și va fi o zi foarte fierbinte. De la primele ore ale dimineții, soarele este prezent în majoritatea regiunilor. În partea de vest, aerul este irrespirabil. Sunt cele mai ridicate temperaturi. În această dimineață, temperatura ajunge chiar la 29 de grade în Arad. În ținuturile sudice, aerul se menține și el destul de cald. Soarele se mai ascunde în nori, astfel temperatura ajunge până la 25 de grade Celsius în Craiova, Târgu Jiu și Buzău. În Transilvania vremea este frumoasă, dar la amiază se mai norează și în zonele mai înalte vor fi șanse de precipitații. Ei bine, în est se menține tot așa o atmosferă caldă, iar mai târziu se adună și pe aici câțiva nori și vor aduce câteva ploi. Vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile la această oră sunt cuprinse între 19 grade Celsius în Miercurea Ciuc și 29 de grade Celsius în Arad. În capitală de dimineață a fost ceva mai răcoare, dar atmosfera s-a încălzit, cerul este variabil, vântul suflă slab și moderat, temperaturile la această oră ating 23 de grade Celsius atât în centru cât și în nordul capitalei. Acestea sunt informațiile pentru un moment, ne revedem mai târziu. Mulțumim, Romina, mie și frică să ne revedem mai târziu. Ieri, pe la ora 4, mi-arăta în bord 30... 39. Ah, eu 37. 39. Mai bătut. Da.
A fost greu, dar astrele au ținut cu noi ieri și ne-a fost bine. Și am ajuns sperăm, cu bine acasă. Sperăm să fie la fel și astăzi, așa că o așteptăm pe Olivia cu vești din lumea astrelor. Bună dimineața! Berbecii au multă energie și sunt dornici de afirmare, așa că tot ce le rămâne de făcut este să-și folosească acest exces de energie pentru a se pune în evidență. Taurii vor să-și regăsească liniștea și starea de confort. Au nevoie de un mediu în care să se simtă în siguranță pentru a-și încărca bateriile. Confruntările sunt sănătoase, dar la fel de sănătoase sunt și pauzele bine meritate. Gemenii au o zi bună, mintea le merge brici, iar stima de sine le este crescută. Pot primi complimente care le validează părerea bună despre sine și chiar se pot bucura de flirturi, mai ales dacă sunt singuri. Orgoliul este cel care le poate încurca ițele nativilor RAC. Dorința de mai mult le poate aduce nativilor pagube mai mari decât își imaginează. Atenție la acțiunile impulsive. Leii se simt mai bine, simt că le revine vitalitatea și încep prin a-și face mici plăceri. Cele culinare sunt în top, iar faptul că au poftă de o mâncare bună este un semn că se simt din ce în ce mai bine. Fecioarele fac plăți astăzi nu neapărat ca urmare a unor cheltuieli directe. Fie plătesc ceva ce au stricat ceilalți, fie se trezesc cu o amendă. Se mai întâmplă și astfel de lucruri. Balanțele ies din sfera prezentului și se concentrează pe acțiuni ce țin de viitor. Astfel, ele se implică social și leagă relații noi care la un moment dat le pot fi de ajutor. Scorpionii pot fi tăioși cu colegii de serviciu și nici măcar să nu-și dea seama. Au cuvintele pe limbă și le iese porumbelul în mod spontan. Important este să fie pe fază și să-și ceară scuze dacă sar calul. Săgetătorii au și ei multe de spus din punct de vedere romantic. Ei sunt foarte generoși de fel. Se implică în multe acțiuni, dar la rândul lor așteaptă și un răspuns. Semn că efortul lor este apreciat. Altfel, se vor opri din dăruire. Capricornii sunt nevoiți să își restabilească liniștea de acasă și să se asigure că spațiul de acasă este unul suficient pentru toți membrii familiei. Ei trebuie să iau o decizie dacă se mută sau dacă extind actuala locuință. Și vărsătorii iau decizii ce țin de casă și locuință. Adică vărsătorul ia decizia și o comunică cu efect imediat, lucru care pentru ceilalți este o surpriză totală. Peștii au nevoie să acorde un plus de atenție sănătății, care se poate destabiliza destul de ușor. Ei trebuie să găsească echilibrul între minte, corp, suflet și să nu neglijeze niciunul din aspectele menționate. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. N-am identificat care sunt zodiile de artiști, dar cu siguranță ne va explica mai multe despre pictura invitată noastră, Arina Gheorghiță. Este artist plastic și lector la Fundația Calea Victoriei și ne va povesti puțin despre cursul său de pictură în patru stiluri. Bună dimineața, bună bine dimineața. La noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Putem și noi, dacă suntem lemn-tănase, să încercăm să pictăm? Lemnul tănase e materialul meu preferat, pentru că sunt un dascăl și dacă omul vine gata calificat, eu ce mai fac? Care-i fișa postului meu? Care-i sensul meu pe lume? Titrații sunt deja la Tonița, sunt deja la Academia de Arte. Eu lucrez cu lume care a avut întotdeauna înclinație, dar niciodată ocazia de a se răcori. Din vari motive, casă, familie, alte profesii, dar a rămas cu nostalgia asta că au avut înzestrarea, nu i-a lăsat mama, nu i-a lăsat tata, au urmat alte cariere și acum la maturitate se vin să se răzbune la modul cel mai frumos. Deci lemnul tănase este minunat pentru că îmi dă ocazia, niciodată propriu-zis, să o iau de la zero, să am o mică bază, un mic nucleu, o pasiune prealabilă și acolo să dezvolt în funcție de personalitatea omului și am la personalități, credeți-mă că explodează sala. De fapt, ne încadrăm și noi. Ne încadrăm, da. Eu am încercat la un moment dat, îți mărturisesc, mi-am luat niște acuarele și am încercat să pictez pentru relaxare acasă și mi-a ieșit un morcov. Se numește natură statică? Stați liniștiți, s-a întâmplat la case mult mai mari. Era un pictor, Utrilo, căruia era peisagist, căruia o frumusețe din Montmartre, Kiki de Montparnasse, o femeie splendidă, i-a pozat ore în șir.
Și la sfârșit a rezultat un peisaj, așa că a stat femeia degeaba. Așa că nu-i caz de panică, se mai întâmplă și la case mult mai mari. Dar a fost inspirație acolo? Nu știu, am mai avut un caz, tot așa, a stat altă frumusețe din boema pariziană și a rezultat o șură goală. Pictorul se numea Sutin. Adică întotdeauna pictăm ce avem de fapt în cap. Se spune, spunem cine, cum pictez ca să-ți spun cine ești. Ne pictăm pe noi înșine. Ce frumos! E și un soi de terapie, pictura, în acest context? 100% e vindecătoare. Acumulezi și niște informații, te învăț și niscai tehnici, dar în principiu e un exercițiu de autocunoaștere. Acum, treaba cu autocunoașterea e nu numai trendy, e mai actuală ca oricând. E o anumită confuzie, mai ales în rândurile tineretului, pentru că sunt prea mult stimul pentru generația tânără și aleg greu. În momentul când iei din lumea tehnologiei și plantezi la un curs ca acesta pe care îi țin, se deconectează total de la orice altceva. Ei știu că, uite, 4 zile consecutiv fac numai asta și plonjează în tânărul lor eu, ca să zic așa. E spectaculos să vedeți rezultatele, sunt incredibile. Dar cei care vin de obicei cu ce motive ajung acolo? Pentru relaxare sau mulți chiar vor să încerce, cine știe, poate cei care au și puțin talent, să și facă ceva cu treaba asta? Am avut toate categoriile. Pură relaxare, alungarea plictiselii, ceea ce începe inițial ca alungarea plictiselii și devine, vai ce palpitant, n-aș fi crezut că e atât de palpitant. Mai este o categorie, am scos tineri din depresie. Am avut cazuri de depresie severă care în urma cursului s-au redresat. Nu știu cât a durat, că n-am avut ocazia să verific, dar vine și pe partea asta. Dar majoritatea, da, au o preocupare preexistentă. Și le zic tuturor, talentul nu contează în mod deosebit. Foarte multe talente sunt pe lumea asta, în special la poporul român. Dacă talentul nu-i luat și nu-i înflorit, nu-i dezvoltat, e ca evantaiul. E frumos, dar nu trebuie să-l ții strâns. Tot timpul trebuie să-l evazezi la maximum, să-i vezi frumusețea. Completat cu lecturi, cu discuții. Foarte important dialogul viu, nu online. Cu cultură vizuală, cu albume și mai ales cu lucru manual. Rezultatele senzaționale, însă trebuie să fie foarte vie. Trebuie să fie contactul direct. E ca un dans, trebuie doi pentru asta. Cum te simți în postura de mentor, de profesor? Mă simt ca peștele în apă. Tatăl meu a fost un profesor extraordinar, cu harismă, era absolut hipnotic, deci lăsa auditoriul cu gura căscată. Acum era mai bun ca mine, ce pot să spun, de undeva mă aude. I-am moștenit din fericire aptitudinile și îmi plac foarte mult oamenii, îmi plac la nebunie, deci nu pot trăi fără contactul viu. Îmi place energia lor, deci îmi pun trompa și trag. Dar dau înapoi cu dobândă, nu sunt o captatoare, returnez cu dobândă. Oamenii pleacă, vorba aia, vin pe targă și ies pe picioare. Ce frumos! Există pictură greșită sau arta e artă, indiferent cum ar fi ea? Nu pot să nu mă gândesc la acele tablouri celebre care aveau efectiv două punctulețe sau efectiv o linie desenată și se vindeau cu milioane de dolari. Suntem departe de milioanele alea. Cu puține excepții, milioanele alea stau în branduială. În ziua de azi, dacă nu te branduiești, nu există. Cine se branduiește, acela există. Nu suntem la nivelul ăla. Pictură greșită nu există. Există atitudine greșită față de pictură sau de ceea ce facem. Da? În primul rând, motivațiile. Oamenii ăștia nu vor să schimbe meseriile. Deci, îi notar, face un curs de pictură, el va rămâne notar în continuare. Dar nu va uita aceste 4 zile și dacă i-au plăcut, va mai veni odată, va recidiva. Apropo de punctulețe, am avut un curs de artă complet abstractă pentru corporatiști. Și când l-am ținut, acum câțiva ani, toți mi-au zis, nici vorbă să vină corporatiștii la o chestie abstractă. A, dacă erau flori, natură statică, veneau, dar... Și am zis, din contră, ăștia sunt oameni foarte obosiți, sunt oameni supra-solicitați fizic, arta abstractă e cea mai indicată pentru ei. A fost un succes năucitor, a fost cu aplauze, a fost nebunie. Practic, la arta abstractă, din ce știu eu, așa. Este practic fiecare ce are în cap pune pe foaie și cam asta e. Nu, nici vorbă. E exact ca la natură statică, unde pui o mandolină, două portocale, o carafă și niște flori. Doar că în loc de carafă, mandolină, flori, portocale, o să spui, pun un pătrat, pun un jet, pun niște entități, pun un roșu, pun un degrade. Adică vorbești, arunci niște vocabulare în pagină. Dar felul în care acele elemente de vocabular se compun, se încheagă, se adună
la oaltă, cum să zic, e ca aluatul. Da, trebuie să stea la oaltă. Este similar, ca principii de bază, cu o compoziție, cu o natură statică, cu orice altceva. Deci este tot gândire. Nu se face la voia întâmplării, că așa n-ar mai fi nevoie de mine, nu? Ce frumos. Practic, cu ingredientele de cozonac faci panetone, ceva de genul ăsta. Exact. Din aceleași ingrediente îți dă la final un produs diferit ca aspect, dar similar ca intenție. Exact, e un alfabet și tu scrii cum scrii ce vrei. Faci integrame, faci șotron, faci ce vrei tu. Care a fost cel mai emoționant moment pentru tine în calitate de mentor? A fost acela în care ai simțit că prin tine s-a materializat acea revenire din depresie a persoanei care ți-a trecut pragul cursului? În primul rând, revenirea oamenilor. Faptul că omul se întoarce cu abonament este cea mai de necontestat indice de triumf absolut. În al doilea rând, discuțiile după. Pentru că odată ora încheiată, ai zice că omul își face ghiozdanul și pleacă acasă. În momentul când el vine la profesor și o tărăgânează cu discuții, cu întrebări, vrea să prelungească întâlnirea cu doamna G, ăsta fiind numele meu pedagogic. Doamna G în sus, doamna G să vă întrebe, stați puțin doamna G, adică încep să vină și vin cu elemente de viață personală, de experiență personală. Asta e a doua chestie. Și a treia, fenomenală, vă zic, când văd reflexia a ceea ce am predat, o persoană care se îmbrăca anost, după ce am vorbit despre culoare și compoziție, la ședința următoare a venit îmbrăcată spectaculos, cu niște accente, cu niște galbenuri, cu nu știu ce. Asta este, ce să zic, wow, deci joia asta am vorbit de compoziție și era îmbrăcată tern. Joia viitoare a venit îmbrăcată și a făcut compoziția acasă. A înțeles că trebuie să îndrăznească. Acestea sunt mici triumfuri ale acestor cursuri, extrem de plăcute și reconstructive. Pe această cale te felicităm și te așteptăm să revii să mai povestim. Îi îndemnăm pe cei de acasă, dacă au fost cuprinși de această emoție pe care ai transmis-o, să se înscrie la cursul și să descopere pe propria piele beneficiile terapiei prin artă până la urmă. Așadar, fiecare lemn tănase e binevenit acolo. Bucurosul va rămâne bucuros, iar melancolic va scăpa de melancolie. Asta mulțumim, garantez. Tare, mulțumim. Cu drag. Mai avem un scurt anunț de făcut înainte de pauza noastră de publicitate. Avem această super competiție a verii înghețată, 2 kg de înghețată. Am arătat 3 la bătaie de sponsorul nostru, Siviero Maria, gelateria ta italiană. Până la ora 4 aveți timp să ajungeți aici la Metropola TV și să vă luați înghețata, fraților, și să o mâncați chevară și să vedeți ce temperaturi ne anunță Romina. Și dacă vreți să și pictați cu degețelele pline de înghețată, să știți că se poate, așa că liberi. Lăsăm o scurtă pauză de publicitate să vă strânească imaginația, să vedeți.